Salut, prieteni, sunt Angel și astăzi vom vedea dacă poți schimba forma mușchiului prin exerciții. Vom lua ca și puncte de referință trei grupe musculare care sunt și cele mai celebre în momentul antrenamentului și anume pieptul, abdomenul și bicepsul. Așa că să începem. Vom începe cu bicepsul. După cum vedeți în această poză, bicepsul are două capuri, da? Capul lung și capul scurt. Noi putem determina ce cap lucrează mai bine după poziția încheieturii. În momentul în care încheietura va fi cu palma către tavan, va lucra mai mult bicepsul, capul scurt al bicepsului. În momentul în care poziția este neutră, vom lucra mai mult capul lung al bicepsului. În partea exterioară a brațului este și brachialisul, care nu se vede în această poză, dar este exact pe exteriorul brațului. Acela la fel se lucrează în momentul în care avem priză neutră sau cu palma în jos. Vedeți diferite forme de biceps, da? Un biceps care are un vârf mai mare, un biceps care este plat. Ce determină acest lucru? Este o chestie în exerciții sau este o chestie genetică? Pe scurt, este o chestie genetică, deoarece nu putem alege forma mușchiului. Noi doar îl putem face mai mare și putem lucra toate capurile și toate părțile mușchiului încât să-l dezvoltăm cât mai bine. Încă un lucru pe care l-am putea face ar fi să lucrăm pe toată amplitudinea de mișcare a mușchiului. Deci, cum ar fi bicepsul, în momentul în care extinzi brațul, este întins complet, în momentul în care flexezi brațul, este contractat complet bicepsul. Acum, dacă vom lua două persoane diferite și vom pune să facă trei exerciții, unul ar fi ciocane, altul flexii cu ganterele în momentul în care întorci încheietura cu palma către tavan și, să zicem, flexii inverse. Bun. Și indivizii vor putea avea rezultatele următoare. De exemplu, Arnold are un biceps incredibil. Vedeți, acel vârf al bicepsului este incredibil. Acum să mai luăm un exemplu, Dennis Wolf. Deși brațele ca și dimensiunea sunt la fel, forma nu este aceeași. Credeți că Dennis Wolf nu știe vreun exercițiu pe care Arnold îl făcea în secret sau ceva de genul acesta? Credeți că dacă ar fi fost un exercițiu care i-ar fi permis să-și facă un biceps ca lui Arnold, nu l-ar fi făcut? Cu siguranță l-ar fi făcut. Deci, din acest punct de vedere, putem doar să ne facem bicepsul mai mare. Trecem mai departe, la piept. Vă vorbeam de inserții. Vedeți, în această poză, în partea stângă sus, este un piept mai mic acolo și vedeți exact unde se înserează mușchiul. Sunt acele fibre musculare care sunt înserate aici, în mijlocul pieptului, dedesubt, care se duc în subumăr, exact aici. Pieptul este împărțit în două părți. Este partea de sus și partea de jos. Indiferent de ce veți auzi pe la sală, pieptul are două părți. Da? Partea de sus și partea de jos. Chiar dacă sunt trei bănci la sală, da, înclinat, declinat și drept, asta nu înseamnă că pieptul are trei părți. Mai înainte vă spuneam că ce putem face pentru a ne crește un mușchi este să lucrăm pe toată amplitudinea lui de mișcare. Mai pe scurt, din punctul în care mușchiul este cel mai extins până în punctul în care mușchiul este cel mai contractat. De exemplu, aici pieptul are funcția în principal de a aduce brațul din spate în față. Deci, practic, în momentul în care vom extinde brațul la un unghi de 45-60 de grade în sus, aici, având inserția în umăr, mușchiul este cel mai întins. În momentul în care îl vom aduce brațele în față, mușchiul va fi cel mai contractat. De asta și împinsul din declinat lucrează cel mai bine pieptul. Dacă doriți să puneți mai mare accent pe partea de sus a pieptului, va trebui să vă orientați către împinsul din înclinat. Și că tot vorbim de piept, revenim la Arnold. Uitați-vă ce piept avea Arnold, era incredibil. Revenind la inserții, în momentul în care mușchiul va crește în exterior, evident va depăși marginile inserțiilor. În schimb, nu putem determina cât de lung, cât de scurt, cât de apropiat să fie, doar prin faptul că îl putem face mai mare. Vom reveni foarte puțin la biceps. Deci, practic, dacă găsești 3 exerciții care lucrează
capul scurt, capul lung și brachiale sunt extraordinar, 100%. Poți face acele 3 exerciții toată viața și să ai rezultate incredibile. Deci, practic, mușchiul nu știe că tu ții un cablu în mână, ții o frânghie, ții o bară, ții o gardă. Atât timp cât mișcarea este completă și greutatea este suficientă, mușchiul va răspunde. Trecem la abdomen, o grupă de mușchi care probabil este cea mai celebră. Vom face puțină anatomie pe acest individ, chiar dacă nu este o poziție chiar optimă, în schimb ies în evidență toate părțile importante ale abdomenului. Vom începe cu o parte care nu ține de fapt de abdomen și anume este serratusul. Vedeți, între piept și spate, exact aici, sunt trei ca niște dinți, efectiv unde se termină marele dorsal, sunt ca niște dinți. Un exercițiu foarte bun pentru acel mușchi ar fi extensiile cu gantera care se numește pullover. Apoi, revenind la abdomen, avem oblicii și peretele abdominal, practic pătrățele. Aici au fost foarte multe întrebări. Dacă nu am pătrățelele egale, ce exerciții să fac să egalez pătrățelele? La fel, este o chestie genetică? Da, este o chestie genetică. De exemplu, să vă arăt, acest individ este Jay Cutler. Dacă îl știți sau nu, a câștigat de 4 ori Mr. Olympia. După cum se vede, pătrățelele lui sunt destul de inegale și așezate destul de prost. Revenim la aceeași teorie. Dacă ar fi fost un exercițiu care să egaleze pătrățelele și să arate perfect, credeți că nu l-ar fi făcut? Eu spun că l-ar fi făcut. Apoi revenim la oamenii care sunt mult mai înzestrați genetic, cum ar fi acest individ, care este Ulisse Junior. Are 1000 de pătrățele, după cum vedeți, și toate sunt perfecte. Însă ce a făcut el, spre deosebire de cineva care ar avea 50 de kilograme și aceeași genetică la pătrățele, la abdomen, le-a lucrat foarte mult, încât acel mușchi a făcut hipertrofie, practic a crescut și a ajuns la această formă. Deci, ce trebuie să țineți minte? Că inserțiile contează. Cel mai mult contează, de exemplu, la gambe. Dacă gambele sunt înserate foarte sus, vei avea gambele mici și vor arăta ca o bilă, chiar dacă le vei face foarte mari. De asta, în acest sport, de fapt, în această lume a fitness-ului, contează foarte mult calitățile genetice. Sunt oameni care au fost construiți pentru culturism, construiți pentru fitness și pentru a fi estetici și sunt unii oameni care nu au fost făcuți pentru asta. În schimb, toată lumea poate arăta decent și bine chiar, de fapt nu decent, poate arăta bine și foarte bine. Nu toată lumea poate arăta excelent încât să aibă toate calitățile unui culturist perfect, să aibă biceps cu vârf, să aibă abdomenul perfect, să aibă spatele înserat, marele dorsal până jos și așa mai departe. În schimb, toată lumea trebuie să lucreze cu ce calități are. Concluzia ar fi că dacă auziți pe la sală acest exercițiu te va ajuta să-ți faci bicepsul ca lui Arnold sau nu știu ce exercițiu la abdomen îți va face, îți va alinia pătrățelele. Nu. De ajutor ar fi să vă uitați pe un plan anatomic. De exemplu, să vedeți, domnule, care ar fi funcția bicepsului și m-am gândit să facem o serie de video cu fiecare grupă musculară și cu exerciții perfecte pentru acea grupă musculară, deoarece sunt, cred că, mii de exerciții pentru diverse, pentru toate grupele musculare. Ce diferențiază acele exerciții? Practic, cât de eficiente sunt. Ce diferențiază gradul de eficiență este amplitudinea mișcării și felul de rezistență pusă asupra mușchiului. Dacă, de exemplu, mișcarea este mai grea la început, mai ușoară la final, sau invers, mai ușoară la început și mai grea la final, aceste lucruri determină cât de eficient este un exercițiu. Gata! Sper că nu v-am plictisit, prieteni, dați-mi un like la acest video. Până data viitoare, abonați-vă la acest canal. Și ce să vedeți? Ne vedem la videoul următor. Pa!